Sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel a adunat în bisericile din Mehedinți un număr mare de creștini care au venit să se roage, dar și să asculte învățăturile transmise de cei doi sfinți. Evident că Sfinții Apostol Petru și Pavel, cum prin activitatea lor marchează cu adevărat începutul creștinismului. Nu a fost ușor, nu le-a fost ușor lor apostolilor. Și am observat din apostolul de astăzi, din cuvântul din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, din capitolele 11 și 12, ce înseamnă viața de apostol. Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este o sărbătoare liturgică în cinsta martirilor de la Roma, apostolii Sfântul Petru și Sfântul Pavel, care sunt sărbătoriți pe 29 iunie. Sărbătoarea este de origine veche, data fiind selectată ca aniversare fie când au murit sau când au fost mutate moaștele lor. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt sărbătoriți astăzi, după o perioadă de post, care variază ca durată în funcție de data Sfintelor Paști. În tradiția românească, sărbătoarea Sfinților Apostoli este cunoscută sub numele de Sfânt Petru de Vară. Aceasta marchează miezul verii agrare și începutul secerișului. În zilele de post ale Sfânt Petrului există obiceiul ca la țară mamele să lege la gâtul fetelor usturoi sau pelin, ori să le pună aceste plante pe tălpi, ca atunci când trec frumoasele, adică ielele, să nu zăpăcească mințile copiilor.